perechi. Nu știu de ce am simțit-o. Am simțit să o aprind. Fantastic. Să schimb viața, să ne schimbăm viața, să se schimbe viața, să sărim în alte dimensiuni, să schimbăm viața. Noi le trăim și le avem în noi toate dimensiunile. Oh my God! Suntem clipă de clipă, avem toate portalele în noi, avem toate, nu trebuie să trecem prin nimic. Noi le avem pe toate. Noi primim upgrade-urile. Primim organismul schimbat, upgradat, așa. Vindicat. Să ne schimbăm viața, să ne... De ce? Mie îmi place, eu ador viața mea, îmi place la nebunie tot ce mă înconjoară. Acum, plus minus, niște upgradere ar trebui, dacă am nevoie în mine de ele, de ce să nu fie și în afară mea. Și simt așa o mulțumire în mine și pe care o transmit mai departe de tot ce mi se întâmplă. Și ca să ne schimbăm, să ne... Când spunem să ne schimbăm, tot timpul ne gândim în afară, să se întâmple ceva în afară, totul e bine. Un amalgam de lumi paralele suprapuse cu de toate și ieșim din noi și alegem ce ne place, mergem mai departe, ceva dacă nu ne convine, intrăm înăuntru, upgradăm noi și mai ieșim afară și vedem ce se întâmplă. N-am fost învățați, învățăm acum. E minunată viața pe care o trăim. Și mă uitam, cineva scria, făcut un filmuleț și scria 2020, pleacă mai repede cu problemele tale, cu nu știu ce, cum să plece mai repede, cum să alungi ceva ce te-a schimbat înăuntru așa de mult, că a mișcat lucrurile, a mișcat munții din loc. 2020, anul. E minunat a fost. A schimbat totul. Când noi am văzut lucrurile într-un fel sau altul, cu boli, cu eu știu ce, toate fricile, aia e altceva. Aia e treaba noastră a fiecare. Dar anii sunt minunați. Totul e din noi, da? Și dacă noi am văzut așa lucrurile, felicitări. Minunat, an, minunat. Am trăit clipe fantastice, cu tot felul de upgradări în noi, tot felul de... Am înțeles lucrurile într-un fel sau altul și acum, 2021, mergem mai departe cu cum înțelegem lucrurile și dacă am înțeles, e bine, dacă n-am înțeles, tot bine. Fantastic, minunat. Asta vreau să zic 4 minute. Okay.